Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Fiind primul serviciu divin din anul 2007, în această luni seară, 1 ianuarie, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră Cuvântul Domnului, care aș vrea să fie un cuvânt de motivație, un cuvânt de direcție și de orientare, pentru anul în care am intrat ca biserică, ca și credincioși. De aceea am numit acest cuvânt Voia lui Dumnezeu la început de an. Avem șansa unui nou început și ne întrebăm ce ar place lui Dumnezeu să facem la acest început de an. Cu siguranță fiecare dintre noi avem planuri în familie. Avem planuri probabil să schimbăm o mașină, avem planuri probabil să schimbăm o casă, avem planuri să aducem un prieten sau o rudă din România, să ne căsătorim un copil. Fiecare dintre noi avem planuri, însă dincolo de planurile care privesc viața de pe pământ, pentru că noi îl cunoaștem pe Domnul, pentru că suntem născuți din nou și umblăm cu Dumnezeu, noi avem și planuri pentru viața spirituală, nu doar planuri pentru viața de pe pământ. Care sunt planurile acestea? Am reușit noi să facem ceva în acest an cu viața de pe pământ dacă nu ne-am organizat și n-am avea niște planuri bine așezate în scurgerea anului 2007? Am reușit noi din întâmplare vreo performanță financiară, profesională, intelectuală? Nu. La fel în viața spirituală, lucrurile trebuie să fie organizate cu grijă. Trebuie să știm ce facem în luna ianuarie, ce vrem să facem în luna februarie, ce vrem să facem în lunile următoare, ce vrem să facem luni și marți și în fiecare zi a săptămânii. Pentru că, din întâmplare, lucrurile nu merg bine. Ca să răspundem acestei întrebări, ce vrea Dumnezeu de la noi la acest început de an, pentru că în anul 2007 nu vom face mai mult decât ne propunem acum. Este bine să observăm care este opinia lui Dumnezeu atunci când evaluează o biserică. Privind în Biblie, nu este ușor să găsim o biserică pe care o evaluează Dumnezeu. Pentru că atunci când biserica ia ființă, Scriptura se încheie. Găsim epistolele, dar ele sunt mai mult sfaturi pastorale sau pentru credincioși. Nu privesc biserica ca și întreg, intrând în amănuntele vieții spirituale. Ba, găsim în Apocalipsa cele 7 biserici, unde Domnul privește la viața lor spirituală. Și Domnul evaluează viața lor spirituală, făcând anumite afirmații pozitive sau negative pe marginea vieții spirituale a bisericii. Dacă luăm ca exemplu de comparație aceste 7 biserici și ne uităm la afirmațiile pozitive sau negative pe care Domnul Hristos le-a făcut vis-a-vis de modul lor de viață spiritual, atunci vom avea o înțelegere la ce apreciază Dumnezeu la o biserică și ce reproșează Dumnezeu unei biserici. Dumneavoastră vedeți că viziunea pe care o are o biserică locală este diferită de altă viziune pe care o are altă biserică locală. Vedeți că bisericile, fiecare au viziunea lor. Unele accentuează mai mult muzica, altele accentuează mai mult predica, altele accentuează mai mult misiunea, altele accentuează mai mult colectele pentru construcții sau săraci. Unele accentuează mai mult departamentul de tineri, altele departamentul de școală duminicală. Unele pur și simplu nu au ușieri, altele au armată de ușieri. Fiecare biserică are viziunea ei și accentuează, se focalizează pe lucruri care le găsește importante. Și în familie ați observat că sunt unele familii care accentuează foarte mult îmbrăcămintea și toți sunt îmbrăcați
Foarte frumos. Alții accentuează mai mult mașinile. Nu sunt așa bine îmbrăcați. Domnule, dar au niște mașini. Alții nu accentuează nici îmbrăcămintea, nici mașinile, dar pun mare preț pe mâncare. Mănâncă numai mâncare sănătoasă, fără hormoni. Alții sunt cu vacanțele. Nici nu vin bine că iar pleacă. Fiecare familie se focalizează pe anumite activități. La fel biserica, fiecare biserică locală se focalizează la maxim pe anumite activități și riscă să piardă din vedere alte activități, poate mai importante sau mai puțin importante. Noi suntem Biserica Betania, noi suntem aici la acest început de an, aici ne-a prins Dumnezeu. Cu 10 ani în urmă eu eram în altă parte și probabil și dumneata, sau cu 20 de ani în urmă. Dar acum suntem aici, 1 ianuarie 2007, și pentru că suntem aici ne întrebăm, Doamne, de ce la omul ăla i-ai luat viața azi noapte și n-a mai apucat anul 2007 și mie nu mi-ai luat-o? De ce ai îngăduit, Doamne, să intru în anul 2007? E o întâmplare? M-am strecurat eu prin pe lângă moarte? Sau Tu ai îngăduit să trăiesc? Nu, Doamne, Tu mi-ai dat viața. De ce? Ai un plan cu mine? Da, Doamne, care este? Țin neapărat să-l știu. M-ar chinui teribil gândul să știu că calc pe pământul Tău, respir aerul Tău, folosesc timpul Tău și îmi trăiesc interesele mele. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce vrei să fac la acest început de an. Și ca să știu ce vrea Dumnezeu să fac ca om, ca familie și ca biserică, trebuie să privim într-un loc din Biblie unde Dumnezeu ia o biserică sau un număr de biserici și face afirmații de apreciere și de reproș. Privind la afirmațiile de apreciere și de reproș, vom înțelege care e voia lui Dumnezeu. Așa că vom proceda în această seară la o cercetare responsabilă și umilă, luminați de Duhul și de Harul lui Dumnezeu, să vedem ce afirmații face Mântuitorul Iisus Hristos când evaluează cele 7 biserici din Asia, unde astăzi este leagănul islamului, ce afirmații de apreciere face Domnul ca să înțelegem care e voia lui Dumnezeu și ce afirmații de reproș face Domnul ca să înțelegem care e voia lui Dumnezeu. Înțelegând care e voia lui Dumnezeu din afirmațiile de apreciere și de reproș, atunci în această seară, la început de an, ne vom însuși voia lui Dumnezeu și nu ne mai rămâne decât să ne rugăm să o împlinim. Aveți dreptate. Amin. Dar înainte să o împlinim, trebuie încă o dată să ne reîmprospătăm viziunea de a ști care este voia lui Dumnezeu în 2007. La modul general, ea nu este foarte diferită de anul 2006, dar pentru că timpurile se învârt, lumea se schimbă, sunt multe aspecte ale vieții spirituale care capătă altă nuanță, altă valență. Privind în seara aceasta la cele 7 biserici pe care le găsim în cartea Apocalipsa, prima dintre ele este biserica din Efes. Capitolul 2, versetele de la 1 la 7, prezintă evaluarea pe care Domnul o face. Nu e o evaluare a unui comitet sau a unui păstor, pentru că ne-am îndoi de evaluarea lor sau a lui, spunând, nu a surprins el în mod obiectiv toate aspectele, a pierdut din vedere unele lucruri. N-avem încredere deplină în evaluarea oamenilor, dar această evaluare este făcută de Dumnezeu. De aceea noi mergem pe mâna Domnului știind că Dumnezeu știe ce spune și știe ce face. Judecata lui Dumnezeu e dreaptă. Așa că vom privi cele 7 biserici pe rând și vom privi două aspecte la fiecare biserică. Ce apreciază Dumnezeu și ce reproșează Dumnezeu. Vom lua lucrurile care le apreciază Dumnezeu și le vom pune ca lucruri pe care le vom face noi la Betania. Și vom lua lucrurile pe care le reproșează Dumnezeu și vom spune, anul 2007 noi nu facem asta. Sunteți de acord? Mă gândesc că nici n-aveți încotro. Ce apreciază Dumnezeu la biserica din Efes? Priviți, vă rog, versetele 2, 3 și 6. Primul lucru pe care îl întâlnim apreciat de Domnul Iisus Hristos la această biserică sunt faptele. Spune Scriptura, știu faptele tale, apreciez faptele tale. Observați, noi avem impresia că și de vii la repetiție și de nu vii, și de vii la fanfară și de nu vii, ori vii și-ți faci numărul și la urmă pleci, că tu ești vedetă. Se va sfârși odată și vedetismul ăsta, dar toate la vremea lor. Și că vii la biserică și că nu vii, și că slujești și că nu slujești. Noi ni se pare că tot acolo este. Dar vine Hristos și fiecăruia dintre noi ne spune, știu faptele tale.
Tu ai impresia că nu le știu. Tu ai impresia că și pe mine mă influențezi așa cum îi influențezi pe oameni cu aparențele. Ascultă-mă, crede-mă, eu știu faptele tale. Domnul apreciază faptele de credincioșie, faptele de jertfă, faptele de curăție, faptele de bun simț, faptele de sacrificiu, faptele credinței. Domnul apreciază faptele noastre făcute ca o consecință a credinței noastre și a ascultării și a urmării noastre de Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, dacă anul acesta vă trece prin minte să faceți ceva pentru Dumnezeu, propuneți-vă să faceți fapte bune. Propuneți să faceți fapte bune cu banii dumneavoastră. Propuneți să faceți fapte bune cu darurile dumneavoastră. Dacă știți să cântați la un instrument, cântați. Dacă știți să cântați cu gura, cântați. Dacă aveți o responsabilitate în biserică, fiți cei din tâi. Faceți-o cu bucurie, nu faceți pentru oameni. Nu vă lăsați descurajați că cineva nu vă mulțumește, nu vă apreciază sau nu vă rostește numele în anumite situații. Nu! Treceți peste toată lipsa de recunoștință și de mulțumire a celor de la care așteptați asemenea lucruri și faceți ce faceți pentru Dumnezeu. Întreceți-vă în fapte bune, fapte bune de prezență, fapte bune de punctualitate, fapte bune de iubire, fapte bune de iertare, fapte bune de toleranță în măsura biblică, fapte bune în toate privințele, fiți cei din tâi în fapte bune. Dacă vreți să faceți ceva pentru Domnul, priviți, Domnul apreciază faptele bune. Propuneți-vă anul acesta, ori de câte ori avea posibilitatea să fac o faptă bună, n-am să mă dau înapoi. Știu că mă costă, dar tocmai asta vreau să fac, să mă coste pentru Dumnezeu. Să mă ferească Dumnezeu să aduc o jertfă care nu mă costă. Mă bucur să mă coste, mă bucur să mă sacrific, pentru că o fac ca o expresie a recunoștinței, a iubirii, a dedicării și a închinării mele pentru Domnul. Al doilea lucru pe care îl apreciază Domnul, pe lângă fapte, priviți cuvântul Domnului, versetul 2, știu osteneala ta. Am fost într-o oarecare măsură cu tinerii care au pregătit sala de la Centrul Creștin unde ei au stat aseară și vor sta și în seara aceasta. Noi avem mulți tineri în biserică. Pe listă au fost aproape 300 și au mai venit 50 sau 100 aseară. Au fost acolo mulți, foarte mulți. Am avut o părtășie foarte frumoasă aseară. Foarte frumoasă, de fapt azi noapte. Ei, dintre toți aceștia care aseară au fost acolo și s-au simțit bine, doar o mână dintre ei au fost miercure de miercure și au decorat sala. Și am stat de vorbă cu unul dintre ei și îmi spunea așa: dar de ce numai noi? Unde sunt ceilalți? Tot timpul numai noi acolo și când o să fie gata, o să vină toți și o să se bucure. Nu înțeleg, de ce ceilalți nu vin să se ostenească alături de noi? Era nemulțumirea lui că ceilalți nu se ostenește și el se ostenește. Și i-am spus, ascultă-mă, ceea ce faci, fă din dragoste pentru Dumnezeu, dacă nu vrei, nu te mai duce nici tu. Uitați ce vreau să spun, nu toți se ostenesc. Să te ostenești este un lucru greu. Societatea americană este o societate anti-osteneală. De-aia a făcut drive-thru, să nu te mai ostenești. Să nu te mai dai jos, mă frate, să deschizi dita mai ușa, să o închizi. E complicat. Societatea americană este anti-osteneală. E o societate pragmatică, cea mai pragmatică de pe pământ. Ei, din pricina aceasta, noi venim și în lucrurile spirituale, în viața spirituală, cu acest pragmatism, care este bun în limitele, între limitele normale. Însă din ce în ce mai mult observăm că oamenii nu mai sunt dispuși să se ostenească. Nu mai vor să se ostenească. Dacă cineva vizitează pe altcineva când pleacă, nu se mai face o rugăciune nici de 30 de secunde. Nu mai e la modă. Nu mai e la modă. Nu mai se citește ceva din Scriptură. Nu mai e la modă. Nu se mai vorbește nimic pozitiv de biserică. Nu mai negativ. Ai văzut pe păstorul ăla? Nu știu cum l-a ales biserica, că e cel mai rău dintre membrii bisericii. Ai văzut pe formația, ai văzut pe ăla? Unde se întâlnesc doi oameni? Nu se discută decât negativ, negativ, negativ. Pentru că asta arată invidia, gelozia și întunericul din sufletul lor. Cineva spunea că și diavolul are calități. Una dintre ele este că nu se lasă, e perseverent. Și de la el poți învăța ceva dacă vrei, dar de la un credincios, tare sau mai slab. Ei, dar ori de câte ori oamenii se întâlnesc, tot timpul vorbesc despre defecte. De ce? Nu este deloc un secret. Ei, Domnul apreciază osteneala.
Dacă anul care a trecut te-ai ostenit într-un fel și poate ți-a părut rău, ai spus, domnule, mi-am neglijat familia, mi-am cheltuit banii, am stat plecat de lângă copii, de lângă soție, de lângă soț, nu m-am odihnit suficient și m-am ostenit pentru Domnul. Dragul meu, ascultă cuvântul Domnului în această seară. Domnul apreciază osteneala ta. Te rog, la acest început de an, nu-ți propune să te ostenești mai puțin, că tu nu te ostenești pentru mine. Tu te ostenești pentru Iisus Hristos. Tu știi că Iisus Hristos nu-i mort, El se va întoarce ca mâine. Și știi ce îți va spune? Vino, rob bun și credincios, care te-ai ostenit. Vino acum și te odihnește de toate ostenelile tale. Și atunci te va duce Domnul aproape de inima Lui, pentru că te-ai ostenit pentru El. Fă din anul 2007 un timp în care te angajezi din proprie inițiativă să te ostenești cât poți de mult, pentru că îți vei primi răsplata. Răsplata nu o primești pentru credință, pentru credință ești mântuit. Răsplata o primești pentru osteneli. Prin credință ești mântuit, prin osteneli primești răsplata. Ostenește-te cât poți de mult, pentru că cununa care o vei primi este direct proporțională cu osteneala care ai depus-o pe pământ pentru numele Lui, bine motivată și intenționată. Încearcă să nu-ți iei răsplata pe pământ pentru osteneală cât poți de mult, pentru ca să te răsplătească Domnul. Al treilea lucru pe care îl apreciază Iisus este răbdarea. Trebuie să recunoaștem că în stresul în care societatea americană trăiește, o societate super viteză, răbdarea este un lucru rar întâlnit. Când oamenii se grăbesc, nu mai au răbdare. Cu cât te grăbești mai mult, cu atât ai răbdare mai puțină. Și pentru că viața noastră este o viață trăită în cea mai mare viteză, răbdarea este în direcția cealaltă. Ori Domnul Iisus Hristos, pe lângă faptele bune, pe lângă osteneală, El apreciază răbdarea. Noi suntem foarte des provocați. Suntem provocați de viață, suntem provocați de noi înșine, suntem provocați de insucces, de faliment, suntem provocați de oameni, de familie, de frați, suntem provocați de viața spirituală. Tot timpul suntem provocați. Când spun provocați, înțelegem tendința să ne enervăm. Tot timpul simțim să spunem, nu sunt de acord, mie nu-mi place asta, pe mine mă enervează, e prea lung, e prea scurt, e prea tare, e prea încet. Tot timpul noi simțim că vrem un pic mai sus sau mai jos. Sigur, nu putem să lăsăm răul să fie numit bine și noi să avem răbdare, dar în general, ca o reacție a lucrurilor care ne înconjoară, noi ca și credincioși trebuie să fim oameni care răbdăm. Trebuie să fim răbdători, răbdători în familie, răbdători în biserică, răbdători în viața noastră. Hristos apreciază răbdarea. Nu-i vorba că o apreciază biserica Betania sau păstorul, o apreciază Iisus Hristos. Dacă vrei să fii plăcut lui Dumnezeu la acest început de an, atunci puneți în minte, trebuie să fac fapte bune. 2. Trebuie să mă ostenesc, că o fac pentru Domnul, n-am nicio legătură cu oamenii, nu e o problemă între mine și dumneavoastră, e o problemă între mine și Dumnezeu. 3. Trebuie să am răbdare. Atunci când văd că mă enervez, cineva îmi zice ceva și mă enervez, atunci trebuie neapărat să-mi spun, anul acesta e un an în care trebuie să ai răbdare. Trage aer în piept și vorbește mai puțin, vorbește mai încet, încearcă să ai răbdare. Nu înseamnă să nu spui ce trebuie spus, dar felul în care spui face ca omul să primească ce spui sau să nu primească ce spui. Pentru că ce spui e primit sau nu în funcție de cum spui. Al patrulea lucru pe care îl apreciază Domnul Iisus Hristos este că biserica nu îi acceptă pe cei răi. Biserica nu acceptă răul. Este o biserică care încearcă să promoveze binele. Este o biserică care încearcă să facă diferența între bine și rău. Tot timpul biserica a fost asediată de tendința de a pătrunde răul în ea. Și diavolul nu încearcă să aducă răul în biserică în mod vizibil. El încearcă să-l aducă în mod subtil, invizibil. El nu-l aduce pe ușa din față ca să-l vadă toată lumea. Nu, el aduce în forme mici. El nu bea tot butoiul odată. El îl bea cu lingurița, cu pipeta. Pic, 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 pic. Și la sfârșitul anului tot un butoie. Așa aduce diavolul răul, cât un pic. Și oamenii spun, dar ce am făcut, că nu-i mare lucru.
Păi n-a fost mare lucru la lingurița de ieri, nu-i mare lucru la lingurița de azi, nu-i mare lucru la lingurița de mâine și tu car butoi în biserică cu lingurița și mie îmi spui că nu-i rău. Păi nu-i rău, lingurița nu-i rea, dar lingurițele astea una peste alta înseamnă butoi. Nu vrei să înțelegi? Al cincilea lucru pe care îl apreciază Domnul la biserica din Efes este faptul că această biserică testează slujitorii. Îi testează. Ce înseamnă îi testează? Ceea ce noi facem cu mașinile deseori, mai ales cine are o mașină nouă, se duce cu ea la service, pentru că trebuie la un anumit număr de maile să fie văzută și verificată. Ei, biserica aceasta își verifică slujitorii. Își verifică slujitorii să vadă spiritualitatea, abilitatea, moralitatea, disponibilitatea, unitatea și toate celelalte caracteristici care compun complexul de imagine al unui slujitor. Această biserică se uită și verifică slujitorii să vadă, sunt în parametrii de funcționare? Pentru că o mașină astăzi poate fi bună, dar mâine un pivot, o planetară, o bucșă se rupe și mergi pe expres cu 60 de maile, îți sare roata și mor nevinovat. Trebuie verificare periodică. Ei, asta face biserica de aici. Își verifică periodic slujitorii. Și al șaptelea lucru pe care îl privim este urăște comportamentul nicolaiților. Asta vă mai aduceți aminte că la studiul Apocalipsei pe care l-am făcut, când am ajuns la subiectul acesta, ne întrebam cine sunt nicolaiții. Nu facem acum un studiu pentru că nu reprezintă obiectul predicii noastre. Vreau doar să spun că sunt anumite comportamente declarate rele, păgubitoare, pe care biserica trebuie să le urască. Și indiferent cine le face, trebuie să le condamne. Biserica aceasta condamna faptele nicolaiților, o grupare de oameni care era anti-spiritualitate, anti-pocăință, care era anti-Dumnezeu. Dacă Domnul apreciază la biserica din Efes lucrurile acestea, faptele bune, ostenelile, răbdarea, nu acceptă răul, testează slujbașii, urăște comportamentul nicolaiților, suferă din pricina numelui lui Dumnezeu. Observați că Domnul are și câteva lucruri pe care le reproșează aceleiași biserici. Ei, aceste două lucruri pe care Domnul le reproșează, noi nu trebuie să le mai facem anul acesta. Observați, vă rog, ce reproșează Domnul bisericii din Efes? Primul lucru pe care reproșează este lipsa dragostei. Am ceva împotriva ta. Am ceva împotriva ta. A trecut un an de zile. Un an de zile înseamnă multe zile. Fiecare dintre noi, acum, dacă vrem, stând pe bancă, ne putem întreba, în anul acesta am manifestat dragoste? În primul rând față de familie, unde e un pic mai ușor, fiind legături de sânge. Dar față de oamenii obișnuiți din biserică, care nu ne-au făcut nici rău, nici bine. Dar față de dușmani, față de aceia pe care ne vine să o luăm pe trotuarul celălalt când îi vedem. Numai morții n-au astfel de oameni, dar viii toți au astfel de oameni, mai mulți sau mai puțini. Ei, Domnul vine în această seară și se ocupă de un lucru foarte personal, pe care nimeni nu-l poate evalua decât noi înșine și Dumnezeu care ne cunoaște inima. Am fost noi niște oameni care am avut dragoste sau din umbră am pus piatra, am pus săgeata în arc? Și cum ne-a căzut pe dreptul? Dă-i drumul! Ce fel de oameni am fost? Eu pot să spun despre dumneavoastră așa sau așa, dar s-ar putea să greșesc pentru că eu nu vă cunosc inima. Eu mă uit la circumstanțe, la împrejurări și le evaluez, bănuiesc. Dar cel mai bine pot să-mi fac o evaluare asupra inimii mele, că eu pe mine mă cunosc bine, îmi cunosc simțămintele. Dumneavoastră nu vă cunosc simțămintele decât faptele. Gândurile, simțămintele le cunoaște Dumnezeu. Suntem noi niște oameni cărora Domnul ne reproșează absența dragostei? Al doilea lucru, coborârea spirituală. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Întoarce-te, ridică-te din nou de unde ai alunecat. Ai coborât, ridică-te. Revino la înălțimea la care ai fost. Foarte probabil că sunt aici persoane care vin din România și în România au avut o viață spirituală puternică. Domnul i-a folosit.
semne, minuni, manifestări supranaturale, daruri ale Duhului Sfânt. Probabil au fost slujbași cu muzica, cu predica sau cu altceva. Și au venit în America și pentru că au venit în America la nimic, oamenii aceștia au trebuit să muncească de noaptea până noaptea. Și fiind puși în situația să muncească prea mult, oamenii aceștia s-au îndepărtat puțin câte puțin de viața spirituală, de scriptură, de post, de rugăciune și de biserică. Și aceste lucruri au rămas undeva de duminică seara. Și acum sunt bucuroși că au mașini noi, au case de nu știu care, au business-uri nu știu care, dar viața lor spirituală e o amintire. Ei, Domnul vine la oamenii aceștia și le spune următorul lucru: anul 2007, tu trebuie să te ridici unde ai fost în România când ai fost mai pocăit decât acum. Trebuie să te rogi cum te rugai în România. Trebuie să fii cercetat de Domnul cum erai atunci când trăiai în România. Sau poate nu în România ai fost cel mai pocăit, poate în altă parte a lumii. Important este un lucru: ai fost cândva mai pocăit decât acum? Da. Ei, ridică-te din nou la acea înălțime spirituală cu toate manifestările spirituale de atunci: fapte bune, osteneală, slujire, răbdare și așa mai departe. E frumos să stai în bancă și să spui ce ai fost odată, timp în care acum nu mai ești nimic. Biserica din Smirna. Biserica din Smirna are puține aprecieri și puține reproșuri. Priviți, vă rog. Ce apreciază Dumnezeu? Apreciază că a trecut prin necaz datorită spiritualității ei. Societatea în care trăia i-a tăiat orice oportunitate și oamenii, membrii din biserică, au ajuns săraci. Și au început să fie batjocoriți de oamenii din afară, de toți, chiar și de frații mincinoși. Și această biserică, datorită pocăinței exemplare, datorită vieții ei spirituale abundente, a ajuns să fie prigonită, a ajuns să aibă parte de necaz, a ajuns să fie batjocorită. Și biserica aceasta a fost supusă la foarte multe presiuni datorită pocăinței ei. Și Domnul spune următorul lucru: nu te pierde cu firea, rabdă, eu apreciez faptul că tu treci prin situația asta. La această biserică Domnul nu-i face niciun reproș, pentru că suferința ei a condus-o la pocăință, iar suferința era atât de mare încât nu mai era nevoie să-i mai facă niciun reproș. Domnul nu-i face acestei biserici niciun reproș, însă apreciază faptul că este în necaz, în strâmtorare, în prigoană, vorbită de rău, batjocorită de frații mincinoși și de societatea necredincioasă datorită spiritualității și pocăinței ei. Frați și surori, probabil anul acesta, ca oameni, ca familie, ca biserică, vom trece prin momente când cineva ne face rău pentru că încercăm să fim pocăiți. Cineva ne va vorbi de rău, va încerca să spună lucruri neadevărate sau exagerate despre noi, pentru că ca să ne taie exemplul bun datorită pocăinței. S-ar putea dumneata să fii în situația asta. Domnul spune: eu apreciez situația prin care treci, aș putea să o schimb, dar eu nu vreau să o schimb. Stai liniștit în starea în care ești, pentru că starea asta te ajută. Du-te înainte, eu sunt cu tine, eu veghez asupra ta. Stai liniștit, să nu crezi că o să te omoare cineva. Eu îngădui rău doar atât cât poți duce, pentru că răul ăsta se întoarce în bine pentru tine. Fii liniștit, nu te concentra la acest rău, nu te concentra la prigoană, la vorbirile de rău. Nu, fă-te că nu le vezi, concentrează-te la pocăință și concentrează-te la Dumnezeu. Asta apreciază Dumnezeu. Priviți, vă rog, a treia biserică. Este biserica din Pergam. Uitați ce apreciază Domnul la această biserică. Apreciază că trecând prin suferință nu a renunțat la credința în Iisus Hristos, deși locuia între frați mincinoși și într-o societate satanică. Domnul apreciază că ei nu au renunțat la credința în Iisus Hristos, însă în același timp Domnul are un reproș considerabil. Această biserică și-a permis să accepte învățătura greșită a lui Balaam și a nicolaiților. Observați, fratele Jean spunea ieri de dimineață
despre ceva învățături. Probabil că dumneavoastră știți că au mai trecut pe aici niște predicatori, unii dintre ei au fost de la alte denominațiuni și au mai făcut ei anumite afirmații care, în sfârșit, nu intru în amănunte. Nu-i frumos să spun asta în public, asta o spunem noi între predicatori și între oamenii care sunt implicați în problema asta. Vreau doar să vă spun că o biserică poate să fie ultra-tolerantă sub bagheta iubirii, să permită să se spună orice, lucruri vătămătoare care afectează copiii aceștia, tinerii aceștia. Și ei n-au capacitatea să vadă și să înțeleagă că sunt dăunătoare. Învățătura lui Balaam, care a fost învățătura lui Balaam? Știți dumneavoastră că de dragul banilor l-a învățat pe Balacum să câștige poporul Israel, pentru că n-a putut să-l blesteme. De asemenea, învățătura nicolaiților. Ei, Domnul reproșează bisericii că n-a avut fermitatea să oprească aceste învățături mincinoase. Vin tot felul de oameni care au tot felul de interese și după mintea lor, după judecata lor, care o au sau nu au, din punctul lor de vedere, de aici trebuie spuse orice, că asta împlinește interesele lor. Domnul vine și reproșează, nu musafirilor, reproșează bisericii. Și spune, de ce ai îngăduit această învățătură a lui Balaam și a lui Nicolae? Lucrul acesta nu trebuie permis în anul 2007. Mergând mai departe, priviți, vă rog, biserica din Tiatira. Ce apreciază Dumnezeu? Sunt lucruri care le-am mai întâlnit, așa că nu le repet, o să le spun doar pe cele pe care nu le-am mai întâlnit. Este credința, slujirea și creșterea spirituală. Domnul apreciază credința. Domnul apreciază credința, apreciază slujirea și creșterea spirituală. Anul acesta, propuneți să ai credință. Cum? Să crezi tot ce spune Biblia. Un pește l-a înghițit pe Iona. Ok, care e problema? Și Dumnezeu poate să facă asta fără nicio problemă. Nu mă întreba logic cum, că n-am de unde să știu cum. N-am văzut niciodată un pește înghițind un om și apoi dându-l afară viu. Dar cred că dacă Biblia spune asta, este adevărat. Dumnezeul meu nu e un om. Dumnezeul este Dumnezeu care poate să facă orice lucru. La El toate lucrurile sunt posibile. Eu nu înțeleg Biblia logic, eu înțeleg Biblia prin credință, adică accept tot ce spune ea. Propuneți, dragul meu tânăr, anul acesta să crezi ce spune Biblia. Și dacă un coleg la școală o să spună cum înțelegi chestia aia, spui, nu înțeleg nici eu ca și tine, dar singura diferență între noi doi este că eu o cred. Nici eu nu înțeleg, dar o cred. Ce să înțelegi? A făcut Dumnezeu cerul și pământul. Vii la mine să mă întrebi, păi mi-e rușine, dar nu știu ce să spun. Ce să spun? Cum l-a făcut? Nu știu. L-a făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. Crezi sau nu crezi? Slujire și creștere spirituală. Propuneți anul acesta nu doar să faci mai bine anumite lucruri din viața de pe pământ, și alea sunt importante. Propuneți anul acesta să crești spiritual. Spune așa, o dată pe lună, marțea, mă duc la rugăciune. Nu mă duc în fiecare marțe, nu pot, dar o dată pe lună mă duc marțea la rugăciune. E mai mult decât deloc. Vrei să mă crezi că e mai mult decât deloc? O marțe e mai mult decât zero marțe. Nu vă simțiți rău, nu vreau să vorbesc personal pentru cineva anume, dar vreau doar să vă spun cum se poate crește spiritual. Se poate crește spiritual într-o mie de feluri. Vă dau doar câteva exemple pe care, dacă vreți, le folosiți. Dacă nu, nu. Pentru că dacă creșteți, nu creșteți în locul meu, creșteți în locul dumneavoastră. Puteți să spuneți, de acum încolo, în fiecare dimineață, mă rog 2 minute. Dacă te rugai 2, roagă-te 4. Dacă te rugai 4, roagă-te 10. Dar dacă nu te rugai deloc, spune, mă rog 2 minute. Omule, cât e 2 minute? Nici nu te scarpi bine și au trecut. Nu merită Dumnezeu asta? Păi cum poți să spui că ești credincios dacă n-ai 2 minute pentru Dumnezeu? Pentru matale muncești 10 ore și nu te ajunge. Și pentru Domnul n-ai 2 minute. Păi ce cauți aici? Ia-ți 2 minute în fiecare dimineață și spune-i, Doamne, numai Tu știi câte provocări o să am astăzi. Ai milă de mine, Doamne. Poate diavolul o să vrea pe expres să mă distrugă în mașină într-un accident. Poate va vrea să-mi pună la cale o ispită, un necaz, o nenorocire, o boală, un accident. Doamne, poate mă urc într-un avion să mă duc nu știu unde și mă nimeresc cu Bin Laden. Doamne, ai milă de mine, te rog. Spune în 2 minute ceva pentru sufletul tău.
Fă-ți un plan la început de an, că dacă nu-l faci acum, nu-l mai faci. Fă-l acum, acum e timpul. Ce reproșează Dumnezeu bisericii din Tiatira? Reproșează că acceptă învățături false și prorocii false. Sunt învățături false mai multe decât bune. Sunt prorocii false destule. Noi avem impresia că dacă ne ascultăm învățătura, să o cântărim dacă e bună sau rea, suntem împotriva învățăturii. Nu suntem împotriva învățăturii. Noi trebuie să o cercetăm. Când cercetăm învățătura, nu suntem împotriva învățăturii. Atunci facem ce a spus Hristos. La fel cu prorocia. Dacă cineva mă vede pe mine sau pe alți frați, indiferent că sunt slujitori sau nu, că cântărim o prorocie, zice, ăsta e baptist, ăsta nu crede în prorocie. Scumpule, mie Hristos mi-a spus să cercetez. Pe cine să-l ascult, pe el sau pe dumneata? Când cercetezi o prorocie, nu înseamnă că n-o crezi. Înseamnă că vrei să vezi dacă vine de la Domnul sau de la diavolul sau din Duhul omului. E normal să le cercetezi. Cercetați învățătura, frați și surori, după Scriptură. Cercetați prorociile după Scriptură și ce vă îndeamnă Duhul și confirmă Biblia că este de la Dumnezeu. Luați, ce nu, nu. N-are importanță cum spun oamenii că nu credeți în Duhul Sfânt, că nu credeți în prorocii. Noi nu înghițim toate lucrurile spuse la microfon prin predică sau pe genunchi de cineva doar așa că vrem să părem pentecostali. Pentecostalii nu sunt creduli. Pentecostalii sunt oameni cu discernământ care primesc ce vine de la Dumnezeu și ce vine de la diavolul, de la Balaam și de la Nicolae, să le ia și să le ducă de unde au venit. Ce mult risc eu să spun cuvintele astea. Însă dumneavoastră știți că ele sunt adevărate. Frații mei, învățătura trebuie cercetată și prorocia trebuie cercetată, pentru că sunt învățători mincinoși și sunt proroci mincinoși. Asta nu înseamnă că nu mai există învățătură bună sau prorocie bună. Nu, 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 nu. Înseamnă doar că există bani falși și bani adevărați. Asta nu înseamnă că nu mai există bani adevărați. Ba da. Dar ce mi-ar folosi să-mi dea cineva $1,000 falși? N-ar fi nici cât un dolar bun. De asemenea, priviți, era învățătura de tolerare a păcatului de adulter, de curvie. Nu era practicarea păcatului, ci în biserică, nicolaiții și balaamiții încercau să introducă învățătura potrivit căreia acest păcat nu-i păcat. Deci nu era vorba de o practică, ci de o învățătură care tolera practica. Adică păcatul acesta trecea drept permis în anumite situații. Vă puteți da seama unde a ajuns biserica aceea? Stătea să se gândească dacă să accepte sau să nu accepte, să legifereze sau să nu legifereze. Și astăzi ne confruntăm cu anumite legiferări de păcate de soiul ăsta. De asemenea, idolatria, încă un păcat pe care Domnul îl reproșează bisericii. Formele de idolatrie pot fi multe. Idol poate deveni o haină, o mașină, banii, vacanțele, orice poate deveni un idol pe care îl pui înaintea lui Iisus Hristos și te închini mai mult la el cu timpul, cu pasiunea, cu energia, cu gândul, cu dorințele, mai mult decât la Dumnezeu. Astăzi idolatria este un păcat alarmant, chiar dacă nu mai are formele de manifestare din antichitate, când oamenii în mod primitiv moțăiau așa la un maimuțoi făcut din pământ sau din lemn sau din metal. Astăzi formele de idolatrie sunt diferite. Dar la acest început de an, noi trebuie să privim în carte cu exigență și să înțelegem care sunt lucrurile pe care Domnul le reproșează bisericii. Noi nu trebuie să le facem. Care sunt lucrurile pe care Domnul le apreciază bisericii? Le apreciază de la biserică. Pe acestea trebuie să le facem. Cu scopul acesta vă prezint în comparație lucruri apreciate și lucruri reproșate de Domnul bisericii. Biserica numărul 5, apropiindu-ne de încheiere, biserica din Sardes, ce apreciază Dumnezeu? Apreciază neprihănirea. Observați expresia Domnului, nu și-a mânjit hainele. Este o comparație a hainelor spirituale cu hainele cu care te îmbraci.
Imaginați-vă că trebuie să treci printr-o mulțime de oameni sau trebuie să treci printre niște clădiri sau mașini foarte apropiate, care sunt pline de praf. Și trebuie să te strecori în așa fel încât să nu te atingi de mașină sau de clădire care are praf. Și hainele albe să rămână nepătate. Asta e expresia pe care o folosește Ioan. S-a strecurat prin viață fără să-și păteze hainele. Neprihănirea este un lucru pe care Domnul îl caută la fiecare dintre noi. Priviți, vă rog, în cele 365 de zile care au trecut. Uitați-vă pe hainele vieții dumneavoastră. Nu este nicăieri o scamă, un fir de praf, undeva într-un anumit loc, unde ne-am atins de o mașină sau de o clădire plină de praf? Domnul recomandă anul acesta să avem mai multă prudență, să alegem locurile unde există mai mult lărgământ, ca trecând să nu ne mai atingem de lucruri care ne pătează. Neprihănirea este un imperativ, este o obligație, e ceva ce Dumnezeu caută. Dacă vrei în anul acesta să-ți îmbunătățești viața spirituală, pune neprihănirea pe lângă faptele bune, pe lângă osteneală, pe lângă răbdare, pe lângă slujire, pe lângă creștere spirituală, pune și acest calificativ, neprihănirea. Ce reproșează Domnul? Sunt aici trei lucruri urâte pe care Domnul le reproșează. Primul este ipocrizie. Îți merge numele că trăiești, dar tu ești mort. Adică dai impresia că trăiești, dar tu ești mort. Ipocrizia este un păcat al credincioșilor, nu al necredincioșilor. Pentru că necredincioșii nu vor să pară credincioși. Cei care vor să pară credincioși sunt oamenii care vin la biserică, nu oamenii care stau afară. Ăia n-au nicio problemă să pară morali. Ăia fac păcatul pe față, fumează, bea, dansează, n-au nicio problemă. Însă oamenii care vin la biserică și nu se pot abține de la unele lucruri, încearcă să pară că nu le fac. Ei, ăsta e păcatul ipocriziei. Domnul condamnă teribil. Al doilea lucru, imaturitatea. Nu am găsit faptele tale desăvârșite. Observați, omul ăla avea fapte, dar nu erau desăvârșite. Este desăvârșită dărnicia noastră? Dacă vreți să vă desăvârșiți faptele, Domnul cere asta. Spune, n-am găsit faptele tale desăvârșite. Hai să ne imaginăm că Domnul privește la unul dintre credincioșii Bisericii Betania la sfârșitul anului 2006 și spune așa: ai făcut fapte, dar nu am găsit faptele tale desăvârșite. Acesta este reproș sau apreciere? Reproș. Și acum hai să dăm câteva exemple pe mintea tuturor ce înseamnă să-ți desăvârșești faptele. Și acum luăm fapte obișnuite. Una este să vii la biserică la 9 și un sfert și alta este să-ți desăvârșești venirea la biserică și să vii la 9 fără 5. Poate ziceți, frate Luigi, n-are, domne, nicio importanță. Bine, dacă n-are importanță, vino, frate, și la 9:30. Dacă n-are nicio importanță, vino când vrei. Dar eu cred că părtășia noastră frățească ar trebui să ne pună în fața unor metode practice care să ne învețe și să ne motiveze să ne pocăim nu la nivelul teoretic sau la nivelul vorbei, ci la nivelul practicii. Un exemplu de desăvârșire este să-ți desăvârșești punctualitatea sau să-ți desăvârșești prezența. Poate vii numai din când în când. Să-ți desăvârșești venirea la biserică înseamnă să vii ori de câte ori poți. Sau să-ți desăvârșești vestimentația. Sau să-ți desăvârșești vorbirea. Sau să-ți desăvârșești dărnicia. Poate dai așa când te simți mai bine, când te motivează un predicator. Nu da când te motivează predicatorul, ci dă când trebuie. Desăvârșește-ți faptele pe care le faci. Poate faci fapte bune, dar faptele bune trebuie făcute bine. Dacă un lucru trebuie făcut, el trebuie făcut bine. Dacă tot trebuie să vii la biserică, vino la 9:05. Nu vă simțiți rău, cei care nu veniți la 9:05. Intenția mea nu este să vă dau peste obraz, dar suntem la un început de an unde vrem să privim la pocăința noastră, să găsim defectele ei, slăbiciunile ei, alunecările ei, să acceptăm că suntem din țărână și avem aceste defecte și să ne hotărâm acolo la vremea potrivită. Doamne, ajută-ne să ne desăvârșim pocăința! Ultimul lucru pe care Domnul reproșează bisericii din Sardes, nepăsarea. Expresia este, ai auzit, ai primit și nu te-ai pocăit. Observați, frați și surori, toate predicile care noi le auzim nu sunt doar ca să umple programul, ci ele sunt
Vocea lui Dumnezeu care ne spune de astăzi înainte să te schimbi în domeniul acela. De astăzi înainte să te schimbi în domeniul acela. Ieri de dimineață am ascultat o predică în biserică care a vorbit despre daruri, despre roadele Duhului. Și m-am gândit foarte serios la lucrul acesta și tot gândindu-mă, am auzit vocea Domnului care a pus în inima mea un gând pentru mine și pentru biserică, pe care probabil am să vi-l spun într-o săptămână, două. Toate acestea au venit ca rezultat al ascultării cu inima a unei predici. La ce-mi folosește mie predică și omul ăsta, și omul ăsta, și omul ăsta, și niciunul nu-i bun. Ăsta nu-i bun că e slab, ăsta nu-i bun că e negru și ăsta nu-i bun că nu-i bun. La mine nu-i nimeni bun. Păi o să mai mă pocăiesc eu în vecii vecilor dacă pun problema așa. E cuvântul lui Iisus Hristos, de asta trebuie să mă pocăiesc. Că dacă nu vreau să mă pocăiesc, în fiecare zi o să am o scuză. Cam atâtea la dosar încât de mai trăiesc 1000 de ani, am de scos în fiecare zi câte 2-3. Când omul nu vrea să se pocăiască, are scuze. Iar când vrea să se pocăiască, nu-l oprește nimeni. Nepăsarea e un păcat, e un lucru pe care Domnul reproșează. Frate, dacă simți că ai fost nepăsător, te rog, anul acesta spune așa: Doamne, eu nu mai sunt nepăsător pentru biserică. Dom'le, dacă văd becul ăla că nu arde, spun așa: lăsați-mă, fraților, să-l schimb eu. Dacă văd floarea asta că s-a veștejit, spun așa: lăsați-mă că cumpăr eu alta. Dacă văd că ceva trebuie făcut, mă duc și spun: te rog frumos, lasă-mă pe mine să fac asta. Simt în inima mea îndemn, nu vreau să mai fiu nepăsător, vreau să fac ceva pentru Dumnezeu. Frate, ce pot să fac și eu pentru Dumnezeu? Pot să cânt, pot să recit, pot să stau la ușă, pot să fac ceva. Dă-mi, te rog, cheia să mă duc sâmbătă să le deschid la tineri când vin la centrul creștin să se roage. Lasă-mă să mă duc cu tinerii la sală să-i păzesc. Frate, lasă-mă să fac ceva. Nu mai pot să stau nepăsător că mă mustră conștiința. Încheiem. Privim biserica din Filadelfia și din Laodicea. Biserica din Filadelfia, pe lângă faptele bune apreciate, dar nu le mai repetăm, Scriptura spune: ai păzit Evanghelia. Care Evanghelie? Evanghelia lui Iisus Hristos. Vedeți, în aceeași Evanghelie sunt lucruri pe care le iubim și le tot arătăm tuturor și sunt lucruri pe care ne facem că nu le vedem. Noi venim din Vechiul Testament și binecuvântăm copiii de la Numeri, capitolul 6, și acolo Vechiul Testament e bun. Și luăm textul din Vechiul Testament și spunem așa: ne binecuvântăm copiii potrivit textului din Numeri 6. Atunci Vechiul Testament e valabil. Dar când vine vorba de zeciuială, dintr-o dată spune: asta e din Vechiul Testament, Vechiul Testament nu mai e bun. Păi mă, frate, ce fel de discernământ pot să am eu când Vechiul Testament e bun sau rău în funcție de subiectul care mi se pune în față? Vechiul Testament este prima jumătate a Bibliei și este adevărat ca și Noul Testament. Indiferent că vorbește de binecuvântare de copii, indiferent că vorbește de zeciuială, Biblia e Biblie. Că eu o împlinesc sau nu împlinesc este problema mea în fața lui Dumnezeu, dar ea e valabilă 1.000.000% de la Genesa la Apocalipsa. Biserica din Laodicea, ce trist, Domnul nu apreciază nimic. Însă sunt câteva lucruri pe care le reproșează. Comportament nespiritual, dar religios. Zice: nu ești nici rece, nu ești nici în clocot. 2. Mândru. Mândru. Care sunt metodele de a-ți etala mândria? 3. Materialist. 4. Orb spiritual. Să-ți ungi ochii ca să vezi și să vezi și tu că ești gol, să-ți vezi goliciunea. Vreau să mă opresc aici din două motive. Socotesc că este suficientă învățătură în seara asta și 2, a trecut timpul. Dar vreau să vă privesc pe dumneavoastră și să vă spun, frații mei scumpi, cu emoția specifică acestui început, 1 ianuarie 2006-2007, noi nu o să ne mai întâlnim niciodată anul acesta. Este un timp foarte... lăsăm inima noastră muiată de cuvântul lui Dumnezeu și de pocăință. Și să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, anul acesta sunt o paletă, o categorie de lucruri bune pe care eu mi le propun. Mi le scriu pe o hârtie, că altfel le uit.
Și de asemenea sunt o categorie de lucruri rele pe care de asemenea mi le scriu pe hârtie ca să nu le uit. Și de acestea în fiecare zi o să încerc să fug, iar de celelalte în fiecare zi o să încerc să le fac, pentru ca anul acesta să am un plan și să știu care este voia lui Dumnezeu la început de an 2007. Scumpă biserică, frații mei dragi, dumneavoastră puteți să țineți cont de îndemnurile acestea sau pur și simplu să le lăsați aici ca și cum n-au fost spuse. E problema dumneavoastră ce faceți cu viața dumneavoastră. Însă vreau doar să vă spun un lucru: fără pocăință nu se poate ajunge în cer. Și dumneavoastră, chiar dacă nu sunteți acum ca și mine la microfon în calitate de predicatori, știți că toate lucrurile scrise în această carte sunt lucruri adevărate care trebuie scrise, spuse și făcute. Vă întreb în această seară, înainte să plecăm, nu-i timpul să ne luăm noi acum câteva clipe și să ne rugăm Domnului spunând: Doamne, eu anul acesta îmi propun cu tot interesul să fac fapte bune, să am mai multă răbdare, să mă ostenesc mai mult, Doamne, în toate privințele, să slujesc oriunde este nevoie, Doamne, să nu aștept mulțumirile și recunoștința cuiva, să fac doar pentru numele Tău, timp în care, Doamne, vreau să fug de toate celelalte lucruri care sunt păcătoase și au fost amintite în această seară. Cine mă va opri pe mine să fac sau să nu fac aceste lucruri decât eu însumi? De aceea Dumnezeu, când mă va judeca, nimănui nu-i va reproșa, ci doar mie, dar la fel pe nimeni nu va răsplăti decât pe mine. Te rog în această seară, ia-ți inima și pun-o la picioarele Domnului la cruce, în rugăciune. Vă invit să ne ridicăm și împreună să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia.